Potrivit primarului orașului Techir, Ghiol Iulian Soceanu, taxele pentru acest an nu au fost majorate, fiind inclusă însă o taxă de habitat, din care se vor acoperi mai multe servicii publice de care vor beneficia cetățenii, prin care ridicarea selectivă a deșeurilor menajere, curățenia și întreținerea străzilor. Taxele și impozitele locale nu au suferit o majorare în adevăratul sens al cuvântului. Doar printr-o modificare a zonificării fiscale a produs această creștere a impozitelor. Singura taxă care a fost majorată a fost taxa de habitat. Un proiect ce va demara la 1 aprilie vizează colectarea selectivă a gunoiului. Vom înmâna câte un sac fiecărei gospodării, iar săptămânal în acel sac se vor depune reziduri din hârtie, plastic, sticlă, sac care va fi preluat odată cu gunoiul menajer, dar în utilaje separat. Edilul spune că datorită gradului ridicat de încasare a taxelor și impozitelor, sfârșitul anului trecut a găsit instituția pe care o conduce cu un excedent de aproape 4 milioane de lei. Această sumă de bani conferă primăriei un confort financiar și care pot acoperi o serie de proiecte edilitare. Îi vom cheltui pe achiziționarea unei mașini de gunoi, construirea unui sediu nou de primărie, reabilitarea zonei de pe strada Vasile Alexandrii, zonă în care vom reabilita parcarea, aleile pietonale, vom reabilita spațiile verzi, rețea de iluminat public. Tot din acești bani urmează să fie înființat Clubul Pensionarilor, să fie realizate studii de fezabilitate pentru reabilitarea Teatrului de Vară Jean Constantin, pentru extinderea liceului Emil Racoviță, pentru o parcare în perimetrul Băilor Reci și pentru extinderea iluminatului din zonele A202, zona concesionări, și A105, cartierul Tineretului. Va continua totodată și proiectul social O șansă la educație, o șansă la o viață mai bună.